Ancheta de amploare la Spitalul Județean din Constanța după ce trei asistenți medicale au fost reținuți pentru luare de mită. Ei sunt acuzați că au primit bani pentru a urgenta procedurile de predare a trupurilor neînsuflețite ale pacienților care mureau. Asistenții cereau de la familiile îndurerate sume cuprinse între 200 și 500 de lei. Oamenii legii au făcut mai multe percheziții în acest caz la adresele suspecților, de unde au fost ridicate diferite sume de bani. Pentru faptele lor, asistenții s-au ales cu dosar penal și riscă să petreacă mai mulți ani în spatele gratiilor.